Roșu, avem 14 eroi, 14 vedete și o să încep cu Sassy, o femelă din rasa Yorkshire Terrier, primul exemplar născut și crescut în țara noastră, a câștigat titlul Crafts Winner 2024 la cea mai importantă expoziție din Anglia. So, Sassy! După ea vine Ryan, lumea îl știe drept Rathdale, Son of the King at Centurion Gladiator, un mascul de Akita american de 4 ani, campion de junior și adult în cel mult, în mai mult de 5 țări. Aplaudați-l și pe Ryan! Apoi Argo, e cel mai bun prieten al Mirunei, un cocker spaniol, englez, prezent constant în concursuri internaționale. Aplauze pentru Argo! Apoi Bruno este un câine ciobănesc german, câștigător a numeroase concursuri, Best in Show, competiții naționale, internaționale, precum și a locului întâi în Open Class, campionatul mondial, World Dog Show Zagreb. Bruno! Urmează Olaf, multiplu Best Puppy Winner la expoziții de frumusețe, premiat în Puppy Best Show de mai multe ori. Prietenul și handlerul lui Olaf e domnul Matias Laszlo, instructor dresor autorizat. Apoi un Rottweiler, poreclit de bodyguard, apărătorul suprem a tot ce înseamnă iubire și dragoste în jurul lui. Câinele Igor, Giorgio Armani, e vicecampion european 2018, câștigător a multor titluri de Best in Show în țară, dar mai ales în străinătate. Aplauze pentru Igor! Urmează apoi Miro, ciobănesc belgian în vârstă de 5 ani, specializat în detectarea materialelor pirotehnice, face echipă cu Iulian Montean la TIF și la multe alte evenimente publice majore. Puteți vedea pe ecran Miro, deci. Apoi câinele Ela, alături de Dan Fuia, formează o echipă de 2 ani și jumătate. Ela e un Rottweiler în vârstă de 3 ani, cu specializarea patrulare-intervenție. Urmează apoi Lida, ciobănesc german, tot de 5 ani. O veți găsi în misiuni de patrulare, dar și în razile organizate de serviciu de ordine publică. Mai bine nu ne vedem cu ea. Lida, deci. Și ultimii 5. Întâi Taz, mezinul familiei IPJ Cluj. Se specializează acum în detectare de droguri pentru a participa la cât mai multe misiuni, alături de Adrian Mureșan, însoțitorul lui. Apoi Sky, ciobănesc belgian malinois în vârstă de 5 ani, specializat în detectarea substanțelor stupefiante. Aplauze pentru Sky. Și Gao e parte din echipa Poliției de Frontieră Cluj, îl veți întâlni în misiune vara asta la multe festivaluri, evenimente. Și încheiem cu doi câini care ne sunt foarte dragi. Onuța ar câștiga probabil orice concurs de frumusețe, dar s-ar mulțumi și cu inima unui om dintre dumneavoastră. E de 2 ani în adăpostul Arca lui Noe și își caută un prieten care să o adopte. Aplauze pentru Onuța! Urmează Blue, ultimul erou al serii. Balu caută un mogli al lui pentru a-și împărți aventurile și a părăsi adăpostul Arca lui Noe, la fel pentru o casă adevărată. Poate își va găsi un stăpân după această seară. Aplauze pentru Balu! Aplauze, vă rog, pentru toți eroii serii. E o mare bucurie să-i avem aici.